Dragi urmăritori ai platformei Odoraș, bună ziua și bine ați venit alături de mine, Larisa Tutunaru, la lecția ta de sănătate. Astăzi, împreună cu mine, vom asculta și vom primi și niște recomandări, niște sfaturi de la invitata mea, Carolina Cajocaru, medic-pediatru, clinica MedFamily, și vom discuta despre pancreatita la copii. Ce pot să vă spun eu? Din experiența mea, această boală foarte mult a întinerit. Adică este o boală când înainte noi auzeam de acest diagnoz numai la maturi, acum noi auzim deja și la copii. Și nu este pentru prima dată, dar este de mult timp deja se discută și chiar este ceva foarte, foarte serios. Deci vă îndemn, dragi părinți, dragi mămici, astăzi să fiți alături de noi, să participați și la concursul nostru care noi le organizăm pentru voi, pentru binele vostru și să fiți alături de noi. Deci primul concurs constă, ca de obicei, cum noi vă îndemnăm, să faceți distribuire linkului acestui live pe paginile voastre, pe pagina voastră de Facebook și în grupurile unde stați cu prietenii, cu amicii, discutați cu dânsii și să afle mai multă lume despre temele care noi le discutăm la aceste lecții de sănătate. A doilea concurs, vă provoc din start să participați la dânsul și anume, vrem să cunoaștem și noi, știți voi de această maladie pancreatită și anume, care sunt primele simptome a pancreatitei la copii. Deci vă rog să ne scrieți, să dați răspuns în chat-ul nostru, noi respectiv la timpul nostru am să vedem, doamna doctor, răspunsurile și am să primim cel mai rapid sau cel mai bine descris răspuns cu cadourile care sunt astăzi pentru voi părinți de la compania care este complicele organizării acestui live, este compania Vinamex și vă îndemn în continuare să participați activ. Deci, doamna doctor, bună ziua și bine ați venit astăzi alături de noi, de părinții care vreau să bună vă menționez. Ziua, stimați părinți. Bună ziua, vreau să mă menționez din start că noi suntem în spatele camerelor părinți. Noi avem nevoie ca toată informația să fie pe înțelesul nostru. Da, pe înțelesul nostru, fiindcă noi atunci când apare și un simptom, noi cam panicăm. Așa este natura unui matur sau când merge vorba de un bebeluș, nu știi ce să faci. Atunci când deja ești bine informat, atunci altfel reacționezi, da? Haideți să începem despre această maladie. Ce este o pancreatită, haideți să zicem, ca noi să știm definiția și după dumneavoastră ne explicați în rest. Da, deci asta mă strădui totuși ca să fiu pe înțelesul tuturor părinților. Exact, exact. Și să încep cu o mică noțiune din anatomie, că pancreasul este un organ digestiv, este situat sub stomac și adiacent cu splina și cu duodenul, are o formă de pară alungită care constă din trei secțiuni, deci are corp, cap și coadă, este cea mai mare glandă din corpul nostru și are două funcții principale, funcția endocrină, deci ceea ce răspunde de sistemul endocrin și funcția exocrină, care elimină un suc pancreatic, deci enzima. Enzima este responsabilă de prelucrarea și fermentarea alimentelor. Ce este pancreatita? Deci pancreatita este o boală de natură inflamatorie a pancreasului cu conductele sale. Deci la copii apare cu o frecvență de 5-25%. Se distingue, deci sunt două forme de pancreatită. Este pancreatita acută și pancreatita cronică. Deci pancreatita acută apare brusc, deci are un debut brusc cu edem, cu durere, cu inflamație. Dar pancreatita cronică deci este diagnosticată numai atunci când inflamația durează mai mult de 6 luni. Deci asta este și procesul de cronicizare. După origine, deci pancreatita este primară, deci apărută deodată, acut, este secundară, este reactivă, deci reactivă atunci când copilul a mâncat un aliment picant și brusc apare durerea. Și este ereditară, transmisă de la părinți, de la mamă, de la tată. Cauzele pancreatitei sunt diverse. Deci una din cauzele poate fi trauma. Deci copilul a primit o traumă și atunci acuză dureri de burtă mari și se depistează că el totuși are o traumă sau o pancreatită, deci inflamația pancreasului. Medicamentele, și anume din medicamente, paracetamol, furosimidul, multe corticosteroizi, preparate hormonale, preparate de calciu și antibioticele.
Este cunoscut cu toții când copilul are o febră, mama face un dozaj prea mare de paracetamol. Atunci copilul, ca să aștepte un rezultat pozitiv, copilul după doza mai mare, deci acuză dureri de burtă, grețuri, vomă, respectiv merge inflamația pancreasului și apare pancreatita. La fel multe infecții, chiar și sunt și infecții ca rujeolă, oreionul, adică mergi la fel cu inflamația pancreasului, bolile alergice, poate fi și supraalimentația, adică copilul la o masă a mâncat masă copioasă, alimentele nesănătoase, picante, iuți, la fel după 2-3 zile copilul acuză grețurile și durerile de burtă. Invazie helmintică, anume paraziții. Deseori, în perioada când copilul are paraziți, acuză la fel durerile de burtă și printr-un control, printr-un examen clinic, atunci la fel depistăm o pancreatită. Ce simptome deci apar? Simptomele sunt diferite. La copii mici, semnele clinice decurg într-o formă foarte ușoară. Deoarece copilul fiind sugar, alimentat la sân, se face o confuzie dintre colici și dureri de burtă. Mama indică antiflatulente, copilul este liniștit, dar practic la copii mici, la sugari, pancreatita decurge o formă foarte latentă. Însă la copii mai mari, deci pancreatita decurge acut, sever, cu o durere bruscă, deci copilul acuză durere în abdomenul superior. La fel, durerea poate fi ca în formă de brâu, de centură, deci este o durere generalizată. Poate fi o durere postprandială, poate fi o durere și nocturnă. La fel, durerea este caracteristică fiindcă ea iradiază numărul stâng. Deci ce aici copilul spune că, uite, mă doare și burtica și umărul. Asta merge, da, adică totuși merge pentru mămică, e un semn de întrebare. La fel, deci la copil nu numai este durere, deci durerea poate fi însoțită și de alte simptome, cum ar fi vome repetate, deci fără ameliorare. Copilul a vomitat, oricum burtica ne doare mai departe. Pot apărea diaree, apare pirozisul, deci arsura în stomac, în esofag, la fel senzații de greutate în stomac. Un semn important este de observat la copil temperatura corpului. De obicei, în pancreatită, temperatura corpului rămâne în normă. Dar există sau pot fi cazuri când este o creștere nu mai mare de 37,5-38. Deci copilul oricum poate fi și febră, pentru că merge inflamația pancreasului. Pot apărea și simptome de intoxicație generală, cum sunt slăbiciuni generale, amețeli, copilul refuză să mănânce, fiindcă el știind că dacă a consume alimentele, atunci o să apară dureri de burtă și are frica de a se alimenta. Și la fel copilul este palid, deci este o paloare a pielei. Diagnosticul. Deci cel mai important este diagnosticul, adică cum am putea noi să stabilim că copilul la moment face o pancreatită acută sau reactivă sau primară. În primul rând este anamneza, deci discuția cu părintele, cu mama sau cu tata. Și anume, ce a mâncat copilul 2-3 zile în urmă, ce alimente anume, caracterul alimentelor, volumul alimentelor, anume cu ce s-au combinat, fiindcă dacă copilul combină la o masă 4-5 alimente, iarăși la fel poți apar o pancreatită. Deci este importantă anamneza. Deci primul punct pentru a stabili o pancreatită este anamneza, discuția cu părintele. La fel sunt importante examenele de laborator, cum ar fi o analiză generală de sânge, deci unde sunt leucocite mărite, VSH-ul, deci asta de acum după consultația medicului. Da. La fel important este biochimia sângelui, deci este mărită amilaza, lipaza. Dacă este necesitate, se face cu programă, deci se stabilește steatorei, deci ce înseamnă în masele fecale apar grăsimi. Deci grăsimile care au fost digerate apar în masele fecale. O importanță deosebită are și ultrasonografia abdominală. Deci apare un edem, apare și mărirea de volum a pancreasului. Deci noi important de examinat și la ultrasonografie. Deci ceea ce se referă la tratament, deci primul și important este dietoterapia, adică un regim strict alimentar. Dacă copilul nu va respecta regimul indicat de medicul de familie sau medicul pediatru, atunci tratamentul medicamentos nu va avea niciun efect. Da.
De aceea se recomandă, o regulă principală, sunt mesele mici și dese. Deci copilul va fi alimentat 5-6 mese pe zi. Alimentația, deci mesele vor fi nici reci, nici fierbinți, cu un caracter semilichid și nu va avea mai multe alimente combinate între ele. Cea mai important, deci noi de acum medici recomandăm dieta numărul 5, care sunt, mă opresc un pic la alimentele foarte care sunt permise. Da, permise, da, să știm. Din alimentele permise sunt carnea de pui fără grăsimi, supe din pui sau vită, legumele la aburi, fructele trebuie să fie coapte și bine decojite, pâinea să nu fie proaspătă, pâinea se recomandă de mai multe zile sau pâinea neagră sau prăjită. Se evită lactatele cu procent mare de grăsimi, dulciurile se evită toate, la fel se evită condimentele iuți, din legume se evită ceapa, usturoiul, lactatele care cu un procent mare, am spus, da. Și la fel fast food-urile. Deci suntem într-o perioadă când foarte mulți copii iubesc fast food-urile, deci ceea ce nu se recomandă la copii, dulciurile, fast food-urile și băuturile carbogazoase, chiar și sucurile din comerț. Deci se recomandă sucurile făcute în condiții de casă, împreună cu apă fiartă și diluat împreună cu apă fiartă. Doamna doctor, eu îmi cer scuze, dar când este faza de acut, faza acută la pancreatită la copil, se recomandă sucul sau poate evităm? Deci, da, ca mănicele să cunoască, poate evităm momentul ăsta. Ce ziceți dumneavoastră? Deci, când este faza acută, atunci când copilul vine cu dureri acute, cu grețuri, cu balonări, în general se recomandă 2-3 zile copilul mai mult să fie pe o dietă strictă. Adică apă, covrigei, un terci de orez, dacă în cazul când este și diaree, un terci de orez. Se interzice chiar și fructe, chiar și legume, merge ca un post, deci în perioada de dureri. Deci nu se recomandă. Nu se recomandă. Și apoi treptat noi trecem la 5-6 mese pe zi. Deja. Dar primele 2-3 zile este o strictețe totuși în alimentația copilului. Tratamentul medicamentos constă în cuparea sindromului algic. Deci durerea o scoatem cu spasmolitice și obligator la toți copiii care fac pancreatite se indică fermentoterapie, adică fermenție, enzima. Da, da. Din fermenție este indicată pancreatina, deci merge doza 10.000 de unități și 25.000 de unități în dependență de vârsta copilului. Se recomandă strict în timpul mesei 3-4 ori în zi și 2-4 săptămâni, de acum în dependență de vârstă, de evoluția bolii. Deci iarăși după un examen împreună cu medicul. Cu medicul. Da. Da, da. Antibioticele nu se indică în pancreatită, dar foarte bine spus acum. Da, deci nu se indică, dar sunt cazuri de acum când copilul este în staționar, când este o febră tip îndelungat, sunt semne de intoxicație severe, clar că atunci, în staționar se indică. Dar sunt contraindicate sau... Și iarăși medicul hotărăște medicul care hotărăște, este starea da. Pacientului și deja indică un antibiotic. Da. Deci profilaxia, adică evitarea pancreatitei, constă în alimentația rațională a copilului în conformitate cu vârsta. Sigur că la un copil sugar nu o să indicăm o alimentație care este pentru un copil mai mărișor. Prevenirea bolilor digestive este numai decât respectarea strictă a dozelor de medicamente. Deci să nu se facă supradozare, da, fiindcă totuși este foarte important. Și la fel este important tratamentul infestărilor helminice, adică paraziții. Da. Asta tot este o importanță. Deci copilul se va afla sub, deci la evidența medicului gastroenterolog sau pediatru. Deci numai decât el trebuie să fie la o evidență anumită, o lună, trei luni, în dependență de severitate, în dependență de gradul de pancreatită. De pancreatită, da. Deci, odată cu vomă sau diaree, copilul pierde multivitamine și microelemente din organism. Da. De aceea se recomandă în perioada de convalescență, deci după o pancreatită, se recomandă ca copilul să ia anumite suplimente de vitamine. Și anume să alegem așa niște suplimente ca să conțină anumite grupe de vitamine. Spre exemplu, vitamina grupului B.
Deci de aceea se recomandă pentru copii în perioada de convalescență siropașul Forvita Kidsu. Deci este un sirop cu multe vitamine, indicat la copiilor în necesitățile zilnice. Deci la fel se indică într-o dietă neechilibrată, în creștere intensivă, în supra-solicitarea fizică, psihică, în stres, în multe infecții. Deci siropul se indică și în anumite boli, precum deci, virozele, bronșitele, broncopneumoniile, boli ale aparatului, deci ale tractului gastrointestinal, cum am spus, pancreatite, colecistite, gastrite. La fel este indicat și în boli ale sistemului urinar, deci multe infecții urinare și în boli metabolice. Deci se indică la copii de vârstă fragedă, la preșcolar, la școlar, fiindcă sunt necesitățile mai mari în perioada de școlar. Deci conține vitaminele grupului B, care contribuie la o dezvoltare mai bine a sistemului digestiv, a sistemului urinar, a sistemului nervos. La fel conține vitamina grupului A, deci pentru vedere, pentru piele, pentru mucoase. Conține vitamina D3 pentru o mineralizare mai bună a oaselor, a dințișorilor și vitamina C, care este foarte bine cunoscută în ziua de astăzi, pentru a fortifica imunitatea copilului și, important, și pentru absorpția fierului. Ce se indică Forvita Kids, se indică de la vârsta de un anișor. Așa, important, da, să de știm, la un anișor, da. În dozajul de, deci de la un an până la 3 ani, 25 ml de 2 ori în zi, de la 3 până la 14 ani, 5 ml de 2 ori în zi, indiferent de mese, important ca după deschiderea flaconașului să fie păstrat la ușa frigiderului și se poate de-l consumat, de-l administrat în stare pură cum este sau dacă este prea dulcișor, copiii se poate depus în suc, în apă, în ceai. Deci complexul de vitamine Forvita Kids nu conține coloranții, componenții sunt compatibile, conține toate vitaminele esențiale pentru vârsta copilului și deci nu provoacă reacții adverse de tip alergic. Doamne doctor, vă mulțumesc de recomandările care le-am primit pentru acest diagnoz, această maladie care este, cum am zis și dumneavoastră ați menționat, foarte tânără, dar părinții noștri trebuie să fie informați. Uitați-vă cum mămică, după ce dumneavoastră ați menționat, întreabă cu ce medic decidem ce vitamine trebuie administrate după anumite infecții. Adică mămica întreabă la ce medic se adresează, vă rog, da. Da, deci mămica se adresează chiar și la medicul de familie sau pediatru. La pediatru, vă rog, părinți, fiți atenți cu cine discutați și ce vitamine luați pentru copiii dumneavoastră. Mai vreau încă o întrebare la general să vă o adresez. Suntem în ajunul sărbătorilor sfinte și noi știm că noi cu toții acum pregătim foarte multe bucate, dar totuși, puțin ne spuneți, totuși, care este meniul cel mai perfect să nu facem o pancreatită acută cu copii? Ce noi putem să le administrăm copilașilor, să nu facem și să nu ajungem la voi medici, să avem și noi durere de cap, dar și medici? Vă rog mult. Da, deci pentru copii, în primul rând, toate elementele trebuie să fie laburi sau așa, coapte. Bine, că să sunt nu fie Paștele prăjeli. Sfintele și noi acum oricum pregătim ceva clasic. Iată, din ce pregătim noi, ce putem să le administrăm? Sau le administrăm numai câte un produs, le străduim ca să nu le combinăm foarte tare. Deci, în dependență, iarăși, de vârstă. Așa. Presupunem copilul 3 anișori. Da. La 3 anișori, clar că copilul rămâne cu terciu de dimineață, așa, un meniu. Da, da. La amiază, supa, iarăși la fel, ușoară trebuie să fie. Da. Dacă ceva din bucate de carne, carne cu legume, coapte, la aburi sau așa, în rolă coapte, ar fi de dorit ca să se evite condimentarea, fiindcă la noi se mai practică unii condimente, cu cât mai multe, cu atât mai bune. Deci se evită condimentarea. Ar fi bine condimentele să fie naturale, cum ar fi deci verdețurile. Așa. Deci se evită usturoi mult, ceapa. Deci, practic, pregătite bucatele cât mai sănătos fie. Da.
Dragi părinți, vă rog, dragi mămici, fiți vă rog atenți la sfaturile care le-ați primit de la invitata mea, de la doamna medic pediatru Carolina Cojocaru. Vă mulțumesc foarte mult că ați răpit timpul astăzi, da, și înainte de sărbători și înainte de serviciu care mergeți acum. Și voi, cei din spatele camerelor, vă rog în continuare, care nu sunteți înscriși pe canalul nostru de YouTube, fiindcă aceste teme care noi le discutăm cu invitații noștri, cu medicii noștri, le avem în canalul nostru de YouTube, dar și pagina noastră de Facebook. În orice moment puteți să reascultați aceste discuții, aceste teme care noi le avem cu invitații, cu medicii noștri. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă doresc o zi frumoasă în continuare, sănătate, pe curând, la revedere!